cu multe femei am lucrat în terapie și aveau cumva vinovăția de a nu putea da suficient copiilor lor, sau femei care aleg să nu facă al doilea copil pentru că nu am cu ce să-l cresc, nu am ce să-i ofer. Vă rog, dacă n-ați auzit cuvintele Ioanei Adina, să-mi replayați emisiunea noastră și pe YouTube, oricând, pentru că acesta e adevărul. Copiii nu rețin, adulții care vin, nu rețin că în copilărie au avut o mașinuță în plus sau o păpușă în minus, ci rețin experiențele la care au fost expuși, bune sau rele. Iar adierea asta avântului pe care un adult în toată firea își aduce aminte de la 3 ani, aia nu se poate șterge vreodată din ADN și este singura bogăție pe care puteți să o dați. Prietena mea, Mirela Retegan, spune că ea îi construiește fiicei ei bancă cu amintiri. Asta este singura avere pe care o să o lase fiicei ei. Despre asta cumva aș vrea să reflectați la acest lucru. Și atunci când faci ceva cu pasiune, deja înseamnă că primești energie, plantele au energia lor, cresc în mediul natural, sunt îngrijite, că fiecare om, dacă are grijă de o floare, îi dă o energie, este normal, chiar și din punct de vedere, deci ne dă oxigen, nu? Dar nu numai atât, este o energie. Aura fiecărei plante, cine este inițiat în a vedea și aura... Deci vede și aura plantelor. Așa ne-a lăsat pe pământ, așa e pământul nostru, roditor și bogat. Bună! Sunt Alexandru Răducanu, fondatorul Canal 33. Dacă vă place Canal 33, nu uitați să ne lăsați un like. Pentru mai multe emisiuni interesante de vizionat, apăsați pe bannerul care se derulează pe ecran în colțul din dreapta sus sau direct apăsând butonul rotund cu I, iar dacă vreți să urmăriți mai multe emisiuni Canal 33, apăsați butonul subscribe sau abonează-te din partea de jos de sub clip în dreapta ecranului. Și nu uitați să ne lăsați un coment în secțiunea de comentarii de mai jos. Mulțumim!